Bună dimineața! Astăzi aș vrea să discutăm câteva momente despre ceea ce se cheamă, haide să-i spunem, sâmburii de adevăr dintr-o viață. Practic, cineva s-a căsătorit cu cineva, a divorțat, iar în ziua când s-a îmbolnăvit și a ajuns la spital, și-a sunat fosta soție, nu actuala soție. Vino să mă ajut că sunt în spital. Ea rămâne perplex. Ce să fac? Ești fostul meu soț? Hai că vine la tine. Se duce la spital, ea îl îngrijește și toate cele. Într-un final, soțul sau fostul soț moare. Ea rămâne perplexă când vezi în fața ochilor ceea ce se cheamă, haide să-i spunem, ce să fac? Să salvez persoana care mi-a fost soț și mi-a dat divorțul și nu m-a înjurat și nu m-a pocăit. Bă, nu da divorț că o să fie mai rău singură decât fără mine. Să-l salvez și să-l întorc la viață. Sau să fie ceva de genul. Să-l dracu, că mi-a dat și divorțul, mi-a făcut și copii, l-am făcut harcea parcea. Deci rămâi perplex. Știi? Practic rămâne în faza aceea. În secundele acelea esențiale. Să-l salvezi sau să nu-l salvezi. Dacă l-aș salva, aș fi fericită că n-a. L-am luat de soț, mi-a dat divorț, nu m-a înjurat. Când am dat divorț, să-mi spună că o să-mi fie mai prost decât era înainte. Știi? Practic, alea 30, un minut, 30 de secunde, un minut, esențiale. Cât să-i faci un respirație gură la gură sau ceea ce se cheamă, hai să-i spunem, masaj cardiac. Cât să-l resuscitezi? Rămâi perplex. Ceva de genul, da, dracu, că motălău e prost, uite-te și tu la el. S-a însăturat cu mine, mi-a dat divorțul, când s-a îmbolnăvit, m-a chemat pe mine și a intrat în spital, acum are nițel și moare. Să moare, da, dracu. Știi? Sau ceva de genul, dacă încă mai are sentiment pentru el, mă, dar de ce m-a chemat pe mine și nu m-a chemat pe oricine altcineva? Și se duce și te ajută, rămâi perplex. Și ajungi în faza aceea. Are și sentimente și de ură, și de prietenie, și de dușmănie. Te piși pe spate. Ceva de, da, dracu, da, prost. S-a însurat cu mine, a dat divorț de mine, în loc să mă înjure și să-mi dea o palmă, că nu va fi bine după, du-te pe lumea cealaltă, de-abia scap de mine, știi? Sau să-i aprinde lumânarea. Și a murit fără lumânare și nespovedit și neîmpărtășit. Da, dracu, că e un prost.
S-a însurat cu mine, mi-a dat divorț, nu m-a certat și m-a lăsat. Pur și simplu, hai să-i spunem, e cam macabră treaba, da? Ceva de genul. Da, dracu, da, pă. Toată viața l-am făcut și am fost mai bună ca el. O zi plăcută în continuare.